Județul Mureș va fi reprezentat la o tabără națională de matematică și de doi elevi ai școlii gimnaziale Augustin Maior. Copiii au câștigat dreptul de a lua parte la tabăra de la Straja, județul Hunedoara, după ce au fost printre câștigătorii concursului Cangurul. Este vorba despre Florin Oprea din clasa a 6-a și Maria Pop Raita din clasa a 5-a. Prima dată era faza locală, unde m-am calificat eram printre primii, după aceea eram faza județeană, unde eram locul 3. Elevii sunt pregătiți de profesorul Constantin Bozdoc, care mărturisește că, exceptând 2013, în ultimii 6 ani a avut de fiecare dată elevi câștigători la Cangurul, un concurs diferit de clasicele olimpiade. Asta presupune Cangurul. Sunt multe probleme date într-un interval scurt de timp, ai 5 variante de alegere și trebuie să te miști foarte repede, trebuie să riști, pentru că nu ai timp să rezolvi efectiv problemele. Repet, trebuie să riști, să stabilești o strategie câștigătoare, dacă se poate. Tabăra va avea loc între 3 și 11 august la Straja, în județul Hunedoara. Va reuni cei mai buni elevi la matematică din clasele 4-8. Recompensa este așteptată cu nerăbdare de câștigători. Ești curios cum va fi? Da, ne-a dat fiecare către un program cum ar fi. Activitatea ar fi până la ora 10 sau 11. Copiii sunt implicați în tot felul de activități, bine, și concursuri matematice, dar nu numai. Învață să cânte, învață să facă, știu, origami, să facă olărie, să facă temirce, tot felul de concursuri individuale sau în echipă. Este o tabără de apreciat din punctul meu de vedere pentru cât de bine organizată și de bine pusă la punct. La tabăra de la Straja au mai participat în ultimii ani și alți elevi ai gimnaziului Augustin Maior, care s-au dovedit ulterior buni matematicieni. Între ei se numără renumiții Alexandru Dan și Ștefana Șerban.